Funcționarii publici vor da evaluări scrise anuale, iar cei care vor avea pregătirea și eficiența solicitată de instituțiile în cauză vor rămâne, care nu vor pleca acolo unde se regăsesc mai bine, a declarat ieri deputatul PSD Nicușor Halici, care a prezentat principalele modificări ale proiectului codului administrativ, scrie Ager Press. El a susținut că noul cod, care are peste 800 de articole, modifică pentru prima oară în România administrația publică centrală și locală și dorește eficientizarea corpului funcționarilor publici. În ceea ce privește funcționarii publici și statutul lor, aici foarte multe lucruri s-au schimbat în sensul de a determina și a reuși să eficientizăm și să profesionalizăm corpul funcționarilor publici. Ei vor da evaluări scrise anuale și, care vor avea pregătirea și eficiența solicitată de conducătorii instituțiilor publice pe anul respectiv, vor rămâne, care nu se plece acolo unde se regăsesc mai bine, a declarat deputatul PSD.